Sărbătoarea Învierii Domnului sau Sfintele Paști ne prezintă biruința lui Hristos asupra păcatului, asupra iadului și asupra morții. Prin urmare, Sfintele Paști sunt sărbătoarea vieții veșnice, a luminii veșnice și a bucuriei veșnice în iubirea Preasfintei Treimi. De aceea, în noaptea de Paști și în toată perioada pascală, timp de 40 de zile cântăm troparul Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. De asemenea, cântăm acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de sub pământ, sau să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești că a făcut biruință cu brațul său Domnul. În aceste zile de lumină, pace și bucurie primite de la Hristos Domnul, suntem chemați să arătăm lumină, pace și bucurie în familie, în societate, mai ales ajutând pe cei bolnavi, pe orfani, pe bătrâni, pe săraci și pe cei care sunt însingurați și întristați. Să nu uităm nici pe românii care se află printre străini, ci să-i purtăm în rugăciunile și în iubirea noastră. Cu prilejul Sfintelor Paști vă adresăm tuturor doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, dinpreună cu salutul pascal, Hristos a înviat!